Filip, o face însă doar până la Otele. Superioritate pentru Arădeni în flancul drept, a urcat Vukcevic, combinație scurtă, surprinsă defensiva clujeană, vingătoarsă din nou până la Vukcevic, urmează centrarea destul de bună, Romario Pireș, Postolachi, gol! Gol Uta! Minutul 6 și acest început foarte hotărât al Arădenilor este fructificat la primul șut pe spațiul porții. Primul gol marcat de Postolachi. Teșeru este lăsat pe banca de rezerve, însă iată ce inspirat este Ilie Poenaru cu titularizarea lui Postolachi. Spațiu mare între fundașii centrali de la Universitatea. A contat evident foarte mult și această deviere, dacă am văzut bine, a lui Matei. Virgilio Postolachi așadar o aduce pe Uta în avantaj după doar 7 minute. Postolachi abia la a doua sa partidă ca titular la Uta, a treia cu totul. Fost fotbalist sau fost junior, mai bine spus, la PSG, dar și la Lille. A jucat însă doar pentru echipele secunde, ultima dată.